Și o analiză amplă despre protestul transportatorilor, dacă este sau nu un protest politic, ne explică în aceste momente Victor Ciutacu. Te ascultăm, Victor. Marele protest, autodefinit drept al transportatorilor și al fermierilor, face deja săptămâna. Și în loc să se desumfle, se întețește, ajutat de aroganța și neghiobia autorităților. Dacă aș fi la vârful țării, slavă Domnului că nu sunt, m-aș îngrijora, fiindcă e ianuarie și e frig. Tot în ianuarie și tot pe frig a fost și nebunia pro-Arafat, care a incendiat la propriul centru Bucureștiului, adică începutul sfârșitului lui Băsescu. Tot în ianuarie și tot pe frig a fost și maratonul din Piața Victoriei, adică începutul sfârșitului lui Dragnea. Evident că și acum jocul e tot politic. Orice adunare publică împotriva autorităților statale e o mișcare politică, fiindcă ea din turnul de fildeș sunt oameni politici, votați de niște oameni politici să administreze banii țării. Dacă vrei să-i dai jos, se cheamă că e o acțiune politică. A cui? Cine o stimulează? Încă e greu de definit un creier, dar cineva joacă și o face tare. Cu tot arsenalul de rigoare scos la bătaie. E multă manipulare în toată nebunia asta, venită egal dinspre ambele părți beligerante. De la cererile nerealiste și absurde ale unor guralivi cu vocație revoluționară de ziua șaptea, până la demonizarea purtătorilor de mesaj ai protestatarilor. Sigur că nimeni nu-și poate închipui că guvernul poate semna un angajament că eradichează traficul de droguri, dă motorină gratis și taie pensiile speciale. Iar guvernanții asta încearcă să viralizeze. La fel cum, privind din cealaltă parte, toată lumea știe că sprijinul necondiționat acordat ucrainenilor să-și exporte cerealele a pus pe butuci agricultura noastră. Și cei n-au reușit să dărâme cerealele ucrainene a nenorocit așa zisa reformă fiscală pusă în sarcina ministrului de finanțe Boloș, dar asurmată și împinsă cu forță de întreaga conducere a unei țări aflate aproape în incapacitate de plată. Una peste alta, ca în bancul cu rabinul din Buhuș, și unii și alții au dreptate. Și cei care vor să doboare guvernul și cei care stau înfipți în scaune. Lucru care nu ne ajută deloc. Pentru că stăm și ne uităm cu sufletul la gură la niște irresponsabili care sar într-un picior pe marginea prăpastiei.